Aflăm că un proiect al Consiliului Județean Mehedin se finalizează anul acesta cu succes pentru locuitorii din Șișești, Ilovăt, Șovarna și Bala. Este vorba despre drumul județean 671A în lungime de 12 km. S-au terminat lucrările de modernizare a drumului județean 671A între localitățile Șișești, Ilovăț, Șovarna și Bala. Este încă un proiect al Consiliului Județean Mehedinți care se finalizează anul acesta cu succes. Acest tronson de drum scurtează cu până la 25 de kilometri până la drobeta Turnu Severin. Este un drum foarte util, mai ales pentru locuitorii din unele sate aparținătoare comunei Bala, dar și pentru locuitorii comunelor Șovarna și Ilovăț, pentru că este acel drum despre care am spus mereu că scurtează foarte mult timpul în care locuitorii pot să ajungă în municipiul Drobeta Turnu Severin. Să nu uităm totuși că până acum foarte puțin timp vorbeam de un drum județean care nu a fost niciodată asfaltat. Mă bucur că astăzi, înainte de a da prima nisoare, am reușit să recepționăm acest drum, l-am finalizat, am construit un pod foarte important, este de fapt cel mai mare pod care a fost executat până acum de Consiliul Județean pe proiectele pe care noi le avem pe drumurile județene, podul de la Rudina. Am construit din nou alte podețe de-a lungul acestui drum. Vedeți și dumneavoastră că avem rigole betonate pentru preluarea și direcționarea apelor provenite din ploi, astfel încât să nu se mai pună problema că vreo gospodărie a vreunui cetățean să fie inundată. De asemenea, am asfaltat accesele către drumurile laterale și avem un număr semnificativ de drumuri laterale asfaltate și eu zic că am făcut o lucrare care se ridică la standarde europene, care va dăinui mulți ani de zile de aici încolo, evident, în beneficiul locuitorilor din această zonă a județului nostru. În 2016 oamenii ne-au dat votul celor care am candidat din partea PSD ca să administrăm cât mai bine acest județ și mă bucur că merg prin județ și aud vorbe bune de la oameni, primesc felicitări pentru ceea ce am făcut de fapt în acest mandat de 4 ani de zile, noi cei de la PSD. De altfel s-a și văzut în votul covârșitor pe care locuitorii județului nostru mi l-au acordat mie la funcția de președinte de Consiliu Județean, dar și colegilor mei, consilieri și județeni. Acum când suntem în preajma alegerilor parlamentare, sunt convins că vom beneficia în continuare de încrederea mehedințenilor, pentru că, așa cum spuneam, știm să lucrăm pentru cetățenii județului nostru. Partidul Social Democrat este un partid care întotdeauna a pus oamenii pe primul loc, a știut ce trebuie să facă pentru oameni și cu siguranță, așa cum se vede de altfel și din programul de guvernare pentru perioada următoare, Partidul Social Democrat știe ce are de făcut pentru și în interesul cetățenilor. Este o lucrare amplă în urma căreia platforma carosabilă are o înălțime de 6 metri. Podul de la Rudina a fost construit în cadrul proiectului, iar în acest moment este cel mai mare pod aflat pe drumurile județene pe care Consiliul Județean le are în administrare. Alin Chirilă, candidatul PSD pentru Camera Deputaților, un tânăr mehedințean de perspectivă care alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a reușit să atragă în județul nostru investiții importante de milioane de euro atunci când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Iată că în mai puțin de 2 ani de zile avem acest drum funcțional care arată foarte bine și calitativ și asta este rezultatul unei munci în echipe. O echipă care a funcționat atât în partea Guvernului României, care am făcut parte ca și funcție secretar de stat, precum și a Consiliului Județean, care a ajutat și, dacă mă întrebați pe mine, este, repet, un drum extraordinar de bine făcut, de calitate foarte bună, într-un timp scurt, 2 ani de zile, pentru a face un drum nu este un timp lung, știind că în România, de obicei, aceste lucruri durează mai mult din cauza legilor care sunt destul de stufoase. Puterea fiecăruia dintre noi este în echipă. Iată că echipa de la Mehedinți funcționează indiferent dacă ea este împărțită între Mehedinți și București. Cred că aici este și secretul succesului nostru, fiindcă ne ajutăm și ne completăm astfel încât să venim cu proiecte în beneficiul cetățeanului și județului nostru. Este un obiectiv realizat cu succes de echipa PSD Mehedinți, echipa care a pus oamenii pe primul loc. Senatorul PSD Liviu Mazilu a dovedit în ultimii 4 ani un interes deosebit în rezolvarea problemelor județului nostru, punându-și experiența și influența politică în interesul cetățenilor. Am avut și eu onoarea și cinstea să particip la elaborarea
să spunem, și pregătirea proiectului pentru această zonă și pentru acest drum și, de fapt, pentru toate drumurile. Proiectele s-au maturizat în timp, s-au executat și iată că astăzi suntem în faza finală, faza de recepție. Sunt foarte încântat să constat că a ieșit o lucrare de foarte bună calitate. Noi lucrăm în primul rând în echipă. Indiferent unde ne găsim, pe ce poziții ne situează mehedințenii, acolo unde ne-au acordat încrederea, noi am lucrat permanent în echipă și lucrăm în echipă. De aceea eu cred că mehedințenii vor susține în continuare echipa PSD Mehedinți, pentru că a dovedit că este performantă, pentru că a dovedit că știe ce trebuie să facă. Am realizat ceea ce am promis și în continuare vom fi alături de mehedințenii noștri. De asemenea, s-au făcut rigole, acces la proprietăți, legături cu drumul laterale, parapet de siguranță acolo unde a fost nevoie. Semnalizarea este una foarte bună, astfel că drumul oferă acum cele mai bune condiții de siguranță.